realizarea unei analize a fenomenelor extreme cu care se confruntă agricultura României, implementarea unor măsuri operative pentru reducerea pierderilor suferite de fermieri din cauza condițiilor climatice nefavorabile și instituirea unui program de măsuri în vederea gestionării efectelor produse de schimbările climatice sunt vectorii propuși de Ministrul Agriculturii pentru a limita pagubele fermierilor și aduce astfel la supraviețuirea industriei agricole. Petre Daia a prezentat în Comitetul Interministerial pentru Gestionarea Efectelor Produse de Schimbările Climatice în Agricultură programul de măsuri care trebuie implementate. Constituirea comisiilor de constatare și evaluarea pagubelor generate de fenomenele periculoase ca urmare a secetei pedologice în baza Ordinului Comun al MADR și MAI. În acest fel, fermierii pot valorifica pentru furajarea animalelor culturile afectate de secetă și pot încasa și banii din subvențiile aferente terenurilor respective. Adoptarea hotărârii de guvern privind acordarea diferenței la subvenția pentru motorină, facilitarea accesului la creditare prin crearea unui produs de garantare menit să sprijine fermierii, programul de 3 ori subvenția, realizat în parteneriat cu CEC Bank și cu Fondul de Garantare a Creditului Rural. Solicitarea la Comisia Europeană a aprobării privind acordarea avansului pentru plățile directe la un nivel de 70% și 85% pentru măsurile de mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022. Elaborarea actului normativ privind modificarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații și a Infrastructurii de Desecare și Drenaj din România. Suma destinată este de 1,5 miliarde de euro, reprezentând fonduri de la bugetul național care vor fi alocate până în anul 2027. S-au prevăzut investiții noi în infrastructura de irigații din fonduri europene în valoare de 500 de milioane de euro prin Planul Național Strategic 2023-2027.